Bun găsit iubitorilor de fotbal, etapa 6 a Ligii a 4-a Hunedoara, astăzi pe stadionul Jiul din Petroșani, un stadion dezolant de gol și de trist, așa cum veți vedea și în imaginile următoare. Am numărat cu greu 30, vă rog să rețineți, 30 de spectatori, atât a mai rămas, iată, din pasiunea pentru fotbal aici la Petroșani, a legendarei echipe ființată în anul 1919. Alte povești, alte timpuri, alte performanțe. Astăzi, așadar, în Liga 4, în echipament alb, Jiul Petroșani, antrenor Cosmin Candut, de partea cealaltă, în roșu-albastru, evoluează echipa lidera campionatului Hercules Upeni, singura echipă neînvinsă din campionat până la acest moment. Din clipă în clipă, iată chiar acum, Daniel Tirț din Călan, care va conduce ajutat la cele două linii de Robert Chiriță din Upeni și Alexandru Peterlician, tot din Călan. Observatorul partidei este din partea Asociației Județene de Fotbal, domnul Sever Bogdan din Deva. Așadar, noi cu dânși, cu dumnealor și cu cei 30 de spectatori pe un frig aici, sunt 3 grade la ora meciului aici la Petroșani. Să sperăm că vom asista totuși la o partidă interesantă. Iată cele două formații, vom începe mai întâi cu oaspeții. Dan Voicu a trimis în roșu și albastru, în teren, echipa Adi Farcaș, Rere Moldovan, Adi Roșian, Cizmașiu, Firan Ungureanu, Ciocărlan, Băcăran, Harangozo 2, Maian Filip și Ionuț Roșian, rezerve fiind Nițu, Gabi Rădulescu, Ionașc, Cojocaru și Marius Pop. Juliștii acum porniți pe contraatac, o lansare bună acolo către Miron. Mingea iese în afară. Iată deci echipa Jiul Petroșani, Sergiu Mihalache în poartă, Dan Pavel, Mândruț, Alexandru Nicu, Matraș, Remus Sandu, Miron, Andrei Șerban, Daniel Savu, Radu Popescu și Păsărică în teren, în timp ce pe bancă stau veteranul Sorin Ghițan, Turdean, Vișa, Stamate, Lucaci și Vrabie. Va degaja portarul portarul Sergiu Mihalache, scuzați-mă, din colțul careului mic. Astăzi, Hercules Upeni joacă meciul cu numărul 124. Așadar, etapa viitoare, un jubileu, dacă vreți, cu Metalul Crișcior pe teren propriu, va fi meciul 125. La juniori, lupenenii, jiuliștii au câștigat cu categoricul scor de 5-0, echipa Jiul Petroșan fiind ocupanta locului întâi în clasament, ca de obicei, iată, al treilea an când cei de la Jiul își doresc să ajungă în fazele finale ale juniorilor A1, juniorii care țin de Liga a 4-a județeană. Harangozo 2 recuperează acolo un balon, combină cu Băcăran, care a avut numai ghinioane în ultima vreme, cel puțin 10 ratări în două meciuri. Schimb de balon pe partea stângă la Cizmașiu, astăzi în postură de fundaș central. Deocamdată ostilizațiile se desfășoară în jumătatea de teren a echipei Jiul Petroșani. Hercules Upeni ocupă prima poziție în clasament, cu 4 victorii și un egal, are un golaveraj foarte bun, 12-3 și evident, 8-1 și evident 13 puncte. În etapa trecută, în meciul cu CS Hunedoara, lupenenii au primit singurul gol în campionat în aceste prime 6 etape, dacă socotim și etapa la care face vorbire. Iată, Rere Moldovan în postură de atacant central, acolo luptă cu Mândruț, a protejat bine fundașul petroșenean Mândruț și din nou pericol, centrare, a fost o centrare a lui Ungureanu și în out, așa cum arată și arbitrul, Alexandru Peterlician din Călan, aflat pe partea transmisiei noastre la tribuna unde cândva erau tribuna întâi și cabinele de transmisie. Jiul Petroșani ocupă locul 8 în clasament. Reamintesc, sunt 12 echipe la acest nivel. 2 victorii, 3 înfrângeri, golaveraj 5-12, 6 puncte, dar oricum 2 victorii, după părerea mea, o mică performanță în ceea ce privește evoluția per ansamblu a echipei. Iată că totuși după 5 etape Jiul are 2 victorii, ceea ce nu este, să recunoaștem, rău comparativ cu
Celelalte două echipe din Valea Jiului, Universitatea Petroșani și mai ales Minerul Uricani, aceasta din urmă înregistrând o contraperformanță, neavând nicio victorie, niciun gol marcat după 5 etape. Balon controlat acum de către Remi Sandu, capitanul echipei de la Petroșani. Remarcăm prezența în echipa jiulistă, are numărul 17 pe tricou, Daniel Savu, fost component în campionatele anterioare la Hercules Lupeni, el a venit de la Jiul la Lupeni, dar acum se reîntoarce, iată, după 2 ani aici la Jiul Petroșani. Absențe importante la Lupeni, Cioruia în continuare accidentat, la fel ca și Curtean, care încă o dată, așa cum am mai spus și cu alte prilejuri, se pare că și-a anunțat intenția de a renunța la activitatea competițională, iar Marius Dumitrescu, principalul fundaș central al Lupenenilor, s-a mutat în Anglia, unde și-a găsit acolo serviciu. Jiul Petroșani are 5 ediții deja de Liga 4-a. A jucat în campionatul 2010-2011 prima dată, atunci când i-am... Așa. Și din 2013, neîntrerupt până acum, în Liga a 4-a, minutul 9 suntem acum, este 0-0. Există un istoric, dacă vreți, deja al întâlnirilor dintre Jiul Petroșani și Hercules Lupeni. Este cel de-al 9-lea joc dintre cele două echipe și trebuie să remarc, așa cum făceam și cu Minerul Uricani, Jiul Petroșani nu a reușit nici o victorie cu Lupenenii. Nici o victorie cu Lupenenii. Au un singur rezultat de egalitate în returul ediției 2013-2014, atunci când aici, la Petroșani, a fost 0-0. O să revin asupra istoricului celor două echipe. Putem vorbi deja și de un goal getter aici la Lupeni. Este pe locul 2 deocamdată în clasamentul județului Hunedoara. E vorba de Andrei Firan, autor a 3 goluri. Alături de el, cu 3 goluri, se mai află Miclean de la Aurul Brad, Motoc de la Aurul Certeș, Dan Suciu de la Șoimu Băița și Bogdan Muntean de la Victoria Călan. Pe primul loc fiind tot un jucător al Victoriei Călan, 5 goluri remarcate până la acest moment, Stănculea. În fine, pe podium se mai află cu 2 goluri, un număr de 9 jucători, n-am să le mai dau numele. Am spus Stănculea de la Victoria Călan cu 5 goluri după 5 etape, goal getter-ul echipei, campionatului, scuzați-mă. Jiul Petroșani are 5 goluri marcate de fiecare dată cât un jucător a înscris, Bălăuța astăzi absent, Marius Avram de asemenea și el absent, Daniel Savu, Păsărică se află în teren și Stoin aflat pe banca de rezerve, în timp ce Lupeniul se laudă la categoria goal getter cu Firan 3 goluri, urmat cu câte un gol de Rere Moldovan, Cizmașiu, Adi Roșan, Marius Dumitrescu și Ciocârlan. Va degaja tânărul portar Sergiu Mihalache, de fapt este oarecum, dacă vreți, un pleonas, să spunem, tânărul, în ceea ce privește atribuirea vârstei jucătorilor Jiului Petroșan, toți jucători în jur sub 20 de ani, poate doar Daniel Savu și Remi Sandu sunt așa mai puri, cum se spune, restul echipă tânără, din un periculos Filip acolo, a respins bine cu un genunchi, offside semnalizat la Arangozo 2, mai înainte respinsese bine Matraș și din nou cei de la Jiul echipa în alb, făcând așa o glumă, o analogie de glumă, joacă în alb exact în tricourile lui Real Madrid și de la Jiu, Barcelona, albastru, roșu. Daniel Tirt are ceva discuții cu Andrei Deiu, Harangozo 2. Și lovitură liberă pentru Lupenen, s-a executat rapid, se către Cismașiu. Respinge Andrei Șerban, nume de regizor celebru. Adrian Roșian, Harangozo 2, din nou Adrian Roșian,
își caută culoare de atac, Băcăranu în cap acolo către RR Moldovan, duel pierdut în favoarea apărării Jiului. Foarte bine s-a intercalat acolo Remu Sandu. De asemenea câștigă, iată, un duel aerian Radu Popescu, un jucător venit de la Târgu Jiu. A, pretențioasă a vrut. Offside. Offside din nou. Arbitrul de margine, Alexandru Peter Lician, a ridicat fanionul și Daniel Tirt din Călan sancționează poziția echipei de la Lupeni, care într-adevăr domină în acest aproape prim sfert de oră, să zic așa. Dar până acum cei de la Jiul fac față cu brio acestor atacuri. Spuneam că în 2012-2013 a avut loc prima întâlnire dintre cele două grupări. Atunci la Lupeni, pe 3 noiembrie, se disputa, iată, au trecut deja, ce repede, au trecut de 4 ani, aproape 4 ani, se disputa meciul Hercules Jiul 2 la ora aceea, pentru că Jiul 1 avea și echipă în divizia C, dar acum o trecem ca palmares general. 4-2 învingea Hercules atunci, două goluri erau marcate de Bărbat, unul de Ciocărlan și celălalt de Lup. La Jiu marcând Darius Ursachi și Cărăvan. Din acești 5 jucători, iată, doar Ciocărlan se mai află în teren. Este mijlocașul de construcție al formației de la Lupeni. Apoi retur la Lupeni, la Petroșani, Jiul 2, Hercules, scorul record 0-9. A marcat Rere Moldovan de 6 ori și Adi Zlate 3 goluri. Performanță chiar și pentru Rere Moldovan, aflat acum în teren, care nu mai joacă la nivelul de acum 4 ani, greu de egalat pentru el. În campionatul următor, 2013-2014, Hercules învinge Jiul cu 4-0 la Lupeni, Sorin Bejan de 3 ori și Rere Moldovan marcator. Spuneam, așa cum am spus și înainte, Jiul Hercules 0-0 retur. Următorul campionat, și cu asta voi încheia imediat statistica, să vedem acest atac al lui Harangozo 2, trage însă slab și reține Mihalache. În 2014-2015, Hercules Jiul 2-1 a fost un meci mult mai echilibrat atunci. Filip și Harangozo 2 marcau pentru gazde, aflați astăzi în teren. Daniel Savu scria pentru Jiul, iată și el se află astăzi în teren pe banca jiulistă. Și în fine, în sezonul trecut, meciurile 7 și 8 între cele două echipe, Jiul Hercules 2-4. Să nu uit returul, scuzați-mă, 2014-2015, Jiul Hercules 1-3, cu Ilie marcator pentru Jiul, Brândușa, Ciocărlan și Harangozo 1 pentru Lupeni, iar în campionatul trecut, Jiul Hercules 2-4, Roșianu și Mărmăneanu au marcat pentru Jiul, iar pentru oaspeți, pentru Lupeneni, Marius Dumitrescu, Conișca, Daniel Savu și Harangozo 2. Și în retur, meciul cu numărul 8, Hercules Jiul 5-0, Rere Moldovan, Brândușe, Firan, Filip și Darius Ursachi marcatori. Pentru de data asta, iată, Ursachi marca pentru Hercules în primul campionat, marcând pentru Jiul. Este singurul jucător dintre cele două echipe care a marcat câte un gol pentru fiecare echipă. Nu știu dacă nu și Filip se află în situația aceasta. Nu, el nu a marcat decât pentru Hercules Lupeni. Continuă să domine echipa OASPT. Între timp s-au mai strâns ceva spectatori. Să tot fie 50. Se tot vorbește de apartenența și dragostea pentru Jiul Petroșan, dar prezența redusă de spectatori pare a nu fi în acord cu acest aspect. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că echipe precum FC Argeș, Pitești, Petrolul Ploiești, Oțelul Galați,
Ripensia Timișoara, foste și ele divizionare A, au peste 3-4, chiar 5-6 mii de spectatori la meciurile de acasă, cu fulare, cu fumigene, cu tot arsenalul, ceea ce, iată, la Petroșani, într-o echipă aflată pe același palier istoric, să nu uităm că Jiul totuși are numai puțin de 41 de campionate în prima divizie, în care au adunat 1197 de puncte. Ne tot gândim oare îl va face pe al 1200-lea vreodată. Deci și Jiul, spuneam, se află pe același standard istoric cu echipele citate adineauri, dar iată că, din păcate, aici la Petroșani, un stadion de aproape 17.000 de locuri arată dezolant, cu 50 de spectatori în tribună. Cursa lui Rere Moldovan pe partea stângă, însă mingea a ieșit în out și Jiul continuă să reziste jocului ofensiv al celor de la Lupeni, nicio ocazie de ambele părți, se joacă destul de sărac în acest domeniu. Dar e bine pentru echipa Jiul că se ține de lider, un lider care nu a pierdut decât 2 puncte în prima etapă cu retezatul Hasek, când a făcut 0-0. Între timp, Tudorache, pentru că pe el îl văd că se agită pe margine, a trimis la încălzire 3 jucători în spatele porții lui Mihalache. Nume greu de dus în poartă, atâta timp cât de-a lungul anilor a apărat portar de talia lui Crâsnic, Ion Vasile, Victor Zanfir, Ion Gabriel, Vasile Stan, Cavai, Toader și alte nume grele, Homan și așa mai departe. Ghițan chiar, fost internațional de tineret, de juniori. Ce bine s-au descurcat acolo apărătorii Jiului. Rere Moldovan aleargă de la un fundaș la celălalt, plin de energie Rere Moldovan, dar destul de ineficient în ultimele etape. A marcat un singur gol Ungureanu, Harangozo 2, Cismașiu, fost și el jucător al Jiului în anii 2000. O accidentare gravă la un meci cu Universitatea Cluj în divizia B, mi-aduc aminte atunci. Eram chiar la acel meci. S-a ajuns la spital cu jucătorul Cismașiu. Tibi Bălan a fost cel care l-a accidentat. Ulterior, component la Sportul Studențesc și al echipei naționale. Carieră fulminantă a avut la un moment dat Tibi Bălan. În schimb, Raul Cismașiu, de la acel accident, s-a dus în jos, nemai evoluând decât la nivelul ligii a patra. Fie la Vulcan, fie la Hurican, iar acum la Hercules Lupeni. Ungureanu, Marian Filip, Harangozo, Ciocărlanda, Cismașiu, joacă bine acolo, un fel de libero, Ionuț, Adrian Roșian. Adrian Roșian va centra în diagonală, a și făcut-o, bine centrare, dar mingea i-a păcălit, însă Sergiu Mihalache a fost incomodat și va fi o lovitură liberă pentru cei din Jiul Petroșan. Avem un câine în partea stângă simpatic, la care portarul Adi Farca se duce și îl mângâie pur și simplu. Cățelul nu vrea nici cum să părăsească terenul. Adi Farcaș rostogolește, incredibil. Haioasă fază, surprinsă și de camera de luat vederi. Degajare, cap, Lupenean.
și un out. Vor executa cei de la Hercules Rupeni. Intervenția aeriană. Tot în atac se află Hercules Rupeni. Suntem în minutul 20 al partidei. Scorul este 0-0. Iată că nu este atât de ușor pentru lider să supună ocupanta locului 8, o echipă Jiul Petroșan care joacă cu multă ambiție și bravo acestei tinere echipe și tuturor celor Marin Tudorache, Damian Militaru, Sorin Ghițan, Cosmin Candut, care se ocupă de bunul mers al lucrurilor aici la Jiul, o echipă părăsită de toți, în care doar, nu știu, dintr-o anumită obligație, să zic așa, socială, echipa mai este ținută. Bine a ieșit Mihalache. Care va degaja. Înalt. Jiuliștii au trecut acum și ei în jumătatea de teren ai formației în roșu-albastru. Echipa din Lupeni. A fost mult prea individualist acolo jucătorul Păsărică. A pierdut un balon, Cosmin Candut iese la rampă certându-l. Out din direcția băncii de rezerve a formației de la Lupeni. Din nou RR Moldovan caută o centrare, a trimis spre Băcăran, acolo se află și Harangozo 2. Harangozo 2, direct în spatele lui Daniel Savu, fostul său coechipier din ultimii 2 ani de la Lupeni, revenit, așa cum am mai spus, în tabăra jiulistă. Harangozo 2, spre Băcăran, cap bun acolo, însă mândruț. Firan și el un produs al școlii de fotbal a Jiului. Iată pe partea stângă vine bine Ionuț Roșian, pasă în spate lui Firan, centrare și bună intervenția lui Matraș și un balon mult peste partea, lovitură de colț însă pe care o va executa Andrei Harangozo. Andrei Harangozo de pe partea dreaptă, direcția de atac a Jiului. Bine au respins acolo apărătorii din Petroșani. Și iată un șut total aiurea. Harangozo 2 ajunge totuși balonul bine. Resping apărătorii. Și prinde Mihalache o minge care oricum nu-i crea, în opinia mea, mari probleme. Cursa acum pe partea dreaptă respinge Alexandru Nicu, fundașul stânga al echipei Jiul. Cei de la Lupeni continuă să forțeze în ofensivă, dar până acum foarte bine au jucat fundașii, apărătorii Jiului. Cred că mai greu e pe atac cu cei de la Jiul, pentru că așa nu se descurcă rău între cele două linii, mediană și de apărare. Dar la criza
general în fotbalul românesc de vârf, de vârfuri, de ce nu ar fi și la Jiul Petroșani? Ungureanu. Din nou Ungureanu. Arangozo 2, Ungureanu. Foarte bine a centrat dintr-o bucată. A sărit acolo însă bine la cap Remus Sandu. O încercare de angajare însă prea izolat Păsărică acolo, nu putea, a fost prins între Ionuț Roșean și Cizmașiu. Și un out. Un out în favoarea formației Hercules Lupin. Doi spectatori izolați se ceartă cu arbitru Tirt. Ciocârlan. Partea stângă Cizmașiu vine acolo. Centrarea Iurea. Nu a fost Cizmașiu, scuzați-mă. Fost Firan. Firan cel care a marcat goluri de senzație în acest campionat. Toate trei goluri au fost așa, unele două, vreo două chiar de generic. Da, joacă fundaș stânga, văd că mai nou. Fault. Asupra unui jucător al Jiului. Continuă cei de la Jiu să încerce să construiască un atac, însă mingea a fost recuperată de Ciocârlan, Ungureanu. Harangozo 2 se retrage aici în banda dreaptă, dar Ungureanu preferă să trimită spre Băcăran, însă a respins cu siguranță Dan Pavel. A încercat, într-adevăr, frumos Băcăran, dar rezultatul ați văzut și dumneavoastră. Sergiu Mihalache a intrat în posesia balonului. De remarcat până acum că cele două echipe joacă extrem de fair play, de sportiv. Meci plăcut. Sigur că Hercules Lupen, repet, în postura de lider își dorește mult să marcheze, dar până acum văd că Jiul se descurcă bine. Și iată ce ratare. Bă, Rene Moldovan am impresia că a ratat. Minutul 28. Ocazie mare Rene Moldovan de la 3 metri. Rene Moldovan ratează. Așadar, putem consemna minutul 28. Prima ocazie mare a partidei ratată de atacanții Lupeniului. Fault. Lupenean. Mingea ajunsă la Ungureanu, îl depășește foarte ușor pe Matraș. Arangozo 2 în luptă cu Andrei Șerban. Ciocârlan. Ionuț Roșean. A urcat Ungureanu acolo. Cred. Ionuț Roșean. Adrian Roșean fusese.
Lovitură liberă în favoarea Fonatie Jiul din propriul careu de 16 metri. Execută Mândruț. Cap Lupenean. Nu le prea iese jocul celor de la Hercules Lupeni până în acest moment. Iată, o jumătate de oră s-a scurs din meci. Și așa cum a anticipat Dan Voicu în presa de vineri, va fi un meci greu cu Jiul. O echipă care se agață bine de orice minge. Da. Lovitură liberă destul de periculoasă, dar distanța este mare, peste 30 de metri. Un zid format din doi jucători ai Lupenului. Ceva mai mult jiuliști văd concentrația acolo în preajma careului lui Adi Farcaș, care a înghețat, cred că, de frig, a avut doar cu cățelul acela de lucru. Rest nimic. Periculos. A, ce slabă lovit. N-am înțeles. Mândruț a activat ca un... Nu, Dan Pavel a activat ca un fundaș în favoarea Lupenului. Contraatac periculos al celor de la Hercules. O trimitere a balonului spre Raul Ungureanu, să din nou bine se discută, se descurcă în lupta aeriană cei de la Jiul Petroșani. Vă reamintesc că în alb Jiul, în roșu albastru Hercules Lupeni. Bună schimbarea de direcție a balonului pe partea dreaptă, în diagonală, unde este lansat Băcăran. Băcăran pătrunde cu stângul, dar către nimeni, în țara nimănui, nu vine totuși Raul Ungureanu, vine și Ciocărlan și jiuliștii recuperează dintr-o fază periculoasă. A reușit Remus Sandu, acum cursă pe stânga, periculos, a fost Miron acolo, însă semnalizare poziție de offside la Daniel Savu de către tușierul Robert Chiriță din Lupeni. Nu știu de ce Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara nu evită aceste delegări. Iată un tușier din Lupeni la un meci al Lupeniului. Am mai văzut și etapa trecută. Alexandra Cadaș a arbitrat la una din tușe. Nu că acești tineri ar fi rău intenționați, dar, repet, se creează suspiciuni când spui că un arbitru din Lupeni arbitrează pe Hercules Lupeni. Se pot evita, sigur că n-am mai văzut la nivel mai înalt un Alexandru Tudor din București arbitrând o echipă din București, dar se presupune că la acel nivel lucrurile stau altfel. Aici ar putea fi, s-ar putea asocia cu o relație oarecum sentimentală, repet, involuntară, a arbitrului din același oraș cu una dintre echipele care volează în teren. Bun, acolo au schimbat balonul cei de la Hercules Lupeni. Joc de atac pe partea stângă, centrare în careu și Mihalache prinde. Încă o dată de felicitat modul în care cei de la Jiul, iată, după 33-34 de minute își apără șansele. Ei păreau victime sigure, dar nu pare deloc așa, cel puțin nici în ceea ce privește, că am putea spune că cei de la Lupeni au nu știu câte ocazii. Nu, deloc, din potrivă, o singură ocazie, minutul 28. Ungureanu în țara nimănui. Vor degaja cei de la Lupeni. Degajare și un fault acolo din săritură în favoarea Jiului. Cei de la Jiul au avut câteva momente bune de atac. Din nou arbitrul Daniel Tirt din Călan oprește jocul.
Ce să mă știu? Ungureanu. Băcăran. Ciocărlan. Harangozo 2. Ungureanu. Ciocărlan. Greu pentru Hercules să găsească acolo în continuare. Rene Moldovan și Băcăran rămân vârfurile înfipte în apărarea de la Petroșani. Din nou juliștii recuperează. A fost Andrei Șerban pe moment. Harangozo 2. Ungureanu. Harangozo 2. Cristi Ciocărlan. Băcăran. Decisă intervenția lui Remu Sandu. Și out în favoarea echipei Jiul Petroșani. A avut câteva momente bune în ultimul sfert de oră, vrând să demonstreze că nu este o victimă sigură. În continuare au mai câștigat câțiva metri cei de la Jiul. Ca la rugby, apropo că la această oră are loc și un meci de rugby de Liga a doua, la câțiva kilometri de aici, în dealul Institutului, unde știința întâlnește Clubul Sportiv Năvodari. Cred că am intrat în minutul 37 al partidei. Scor în continuare 0-0 aici pe stadionul Jiul din Petroșani, inaugurat în august 1982. Iată, un stadion care există de 34 de ani, care a cunoscut crampoanele și fazele multor jucători de marcă în divizia A. ...30 de metri de poarta lui Adi Farcaș, și acolo a fost faultat Radu Popescu, jucătorul venit de la Târgu Jiu. Radu Popescu. Dani Savu a venit și el acolo în careu. Să vedem ce soluție va alege. Cea mai proastă soluție pentru Radu Popescu. Și după aproape intrăm în minutul 39, 0-0 aici la Petroșani Jiul Hercules. Cea de-a noua întâlnire directă dintre cele două echipe. Adi Farcaș va degaja. Iată că, gândindu-mă la declarația lui Dan Voicu, de ce ți-e frică, nu scapi? Aoleu, ce ezitare a avut Sergiu Mihalache, însă noroc că cei de la Lupen au fost pe fază, a alunecat pur și simplu pe burtă, pe fondul unui atac care se anunța destul de periculos al celor de la Hercules Lupeni. Cap acolo al apărării juliste, se întoarce în spate Raul Ungureanu. Cap Ionuț Roșian a trimis pe Harangozo 2, însă balonul a fost respins de apărarea Jiului, însă tot cei de la Lupeni atacă. Din nou Hercules probabil își dorește să intre la cabine cu un rezultat favorabil, dar nu va fi ușor, repet, după cum s-au desfășurat ostilităților până acum. Adi Farcaș respinge. Harangozo 2 a vrut să-l surprindă Miron pe portarul echipei de la Lupen, dar mingea n-a avut chiar traiectoria dorită. Fault, corectă decizia lui Tirt. O lovitură dintr-o zonă periculoasă, 18-19 metri lateral stânga, pe direcția de atac a celor de la Hercules Lupeni.
Cred că Harangozo 2, așa este, el va executa. Este un bun executant al loviturilor libere. Și în acest campionat nu a marcat niciun gol până acum. Să vedem 8-9 jucători ai Jiului în careu. Periculos, foarte bună intervenția apărătorilor petroșeneni. Cred că a fost Daniel Savu. Da, numărul 17. Din nou resping cei de la Jiu, care cu siguranță își doresc să intre la cabine cu acest 0-0. În orice caz, ei, după felul cum joacă, ar putea scoate un astfel de rezultat, în niciun caz să marcheze nu, pentru că pe atac Jiul nu a contat. Deoarece a fost un duel surd al apărării jiuliste cu atacanții Băcăran. Bine atras Băcăran, dar peste poartă. Peste poartă. Intrăm în minutul 42 al partidei. Jiul Petroșan, Hercules Lupeni, 0-0. Rezultat bun pentru Jiul în fața liderului până la acest moment, evident. Să reamintesc și celelalte jocuri ale etapei. Universitatea Petroșan, Retezatul Hațec, Minerul Uricani, Inter Petrila, CS Hunedoara, Aurul Certeș, Metalul Crișcior, Victoria Călan și Șoimul Băița, Aurul Brad. Din nou încearcă cei de la Jiul, dar un jucător printre cinci, adică Dani Savu, se bătea acolo de unul singur, mai greu de crezut că ar fi sorți de izbândă în acest context. Harangozo 2, Harangozo 2 foarte bine l-a întors acolo pe Miron. Filip, destul de discret astăzi. Băcăran, Roșian, Raul Ungureanu, centrare foarte bună. Să vedem ce se va întâmpla acum. Harangozo 2 vine, dar au de poartă. Corectă decizia lui Alexandru Peterlician din Călan, unul din cei doi asistenți aflați pe direcția de atac a lupenenilor. Sergiu Mihalache va degaja. Un vânt rece bate din spatele tribunei aflată aproape era malului Jiului de Est. Și cred că se conturează un 0-0 la pauză. Din nou cei de la Jiul încearcă să scoate balonul. După ceasul meu ar mai fi aproape 2 minute. Băcăran întoarce o minge bună. Oriunde doar mingea să nu fie în preajma porții, apărătorii Jiului au ales această tactică, după părerea mea, foarte bine, cu rezultate foarte bune până acum. Aoleo, luptă acolo, Băcăran însă nu reușește să treacă de zidul defensivei petroșenene. Hercules cu toată echipa acum pe final de repriză în atac, mai puțin evident portarul Adi Farcaș și out în favoarea echipei Jiul Petroșan. În momentul în care intrăm în minutul 45 al partidei, nu cred că Daniel Tirt va prelungi, pentru că nu ar exista nicio motivație. Repet încă o dată, un fair play desăvârșit. Bravo celor două echipe care au jucat până în acest moment foarte corect. Și acum s-a uitat la ceas Daniel Tirt, să vedem ce decizie va lua.
No, cred că arată prelungire. Să vedem ce... Sergiu Mihalache degajează și fluier de final de prima repriză, 0-0. Start pe care arbitrul Daniel Tir din Călan l-a dat în urmă cu câteva momente. N-am avut o nepotrivire de sunet, pentru care ne cerem scuze. Așadar, după 45 de minute, Jiul Petroșani, echipament alb, Hercules Lupen, roșu-albastru, scor 0-0 pe un frig teribil aici pe stadionul Jiul din Petroșani, prezența a 50 de spectatori. Dezolant, repet, așa cum am spus și la începutul jocului, acest stadion Hercules, văd că din start cu toată echipa în atac, periculos și gol marcat de Băcăran. Este un gol spectaculos, minutul 47 al partidei. Iată că și-a dorit foarte mult să înscrie și după ratări de-a lungul etapelor anterioare, Băcăran din 5 metri înscrie pentru 1-0 pentru echipa sa. Așadar, din minutul 47, oaspeții conduc cu 1-0. Ce ezitant a început Jiul, ce bine a terminat prima repriză și iată că surprinsă de acest contraatac rapid al liderului Băcăran, se înalță și înscrie cu capul. Acum juliștii s-au instalat în jumătatea de teren a formației de la Lupeni. Resping lupenenii, se pare mult mai deciși au ieșit de la cabine. Cred că Dan Voicu i-a muștruluit bine pe jucătorii săi. Iată din nou Băcăran, care și în prima repriză mi s-a părut destul de activ, chiar dacă n-a avut acțiuni de poartă. El a reușit să creeze pericol atât cât s-a putut. Încă o dată vă reamintesc bilanțul fără acest meci al echipei Hercules Lupeni în Liga 4, 123 de meciuri, 84 de victorii, 21 de egaluri, 18 înfrângeri, un gol averaj de 325-111 și 273 de puncte. Este o statistică la zi, așa cum spuneam, mai puțin meciul de astăzi în care conduce cu 1-0 și după felul în care a început partea a doua a jocului, pare destul de decisă de a tranșa în favoarea sa acest joc. O lovitură de colț, cred că. Sau out. Da, este out totuși. Centrare din nou acolo, se luptă Băcăran cu capul, dar de data asta mingea n-a mai găsit cadrul porții și cei de la Jiul încearcă să echilibreze. Au fost luat totuși prin surprindere cu acest gol primit rapid în startul reprizei secunde. Acum când suntem în minutul 49 al partidei, Jiul Petroșan, Hercules Lupeni, 0-1. Și iată gol din nou. Unde stă portarul? Vine un gol de la bara asta. Rere Moldovan se duce spre o tribună goală, spre salutat, dar minutul 54, Rere Moldovan la 37 de ani înscrie cu poarta goală, șut cu piciorul stâng, în stânga lui Mihalache, pentru Jiul Petroșani, Hercules Lupeni, 0-2. Și iată din nou excelent Băcăran din apropiere, ce o centrare bună. 3
3 metri, bă, portar, nu de e... De la Harangozo 2, minutul... 57, un gol din nou frumos marcat de același Băcăran care a deschis scorul. Jiul Petroșan, Hercules Lupeni, 3-0. 0-3, scuzați-mă. Așadar, suntem în ultimele 3 minute ale partidei arătate de Daniel Tirt. În prelungire, 6 schimbări. La Jiul Petroșan, în minutul 56, Vișe a luat locul lui Matraș. Apoi Stamatin, în minutul 60, a intrat în locul lui Miron. În 76, Turdean l-a înlocuit pe Alexandru Nicu. De cealaltă parte, la oaspeți, au intrat Marius Pop, minutul 81, în locul lui Harangozo 2, Alexandru Cojocaru, minutul 82, la Ciocărlan și Ionaș, cu minutul 85, la Firan. Un fault acolo comis, a fi văzut și un cartonaș galben, singurul de altfel, în urmă cu câteva momente. Alexandru Cojocaru de la Hercules Lupeni l-a văzut. Intervine asistența medicală în teren, este Jiul Petroșan, Hercules Lupeni, 0-3, vă reamintesc. Băcăran, minutul 47, Rere Moldovan, minutul 54 și din nou Băcăran, minutul 57, au marcat cele trei goluri cu care Lupeniul câștigă absolut meritat după modul de desfășurare a reprizei secunde. Un joc echilibrat, într-adevăr de 0-0 în prima parte, fără ocazii. Lupeniul a forțat imediat după pauză, după 3-0 a lăsat-o mai moale, probabil mulțumită cu acest rezultat, să-l conserve, la urmă urmei contează 3 puncte. Echipa a făcut, a jucat mai dozat și un out acum pe care îl vor executa cei de la Jiul Petroșan. S-a dus după balon. Turdean. Din nou out, au mai câștigat jiuliștii câțiva metri. Cred că ambele echipe așteaptă finalul de meci. Un meci destul de plăcut, ținând cont de faptul că Jiul este o echipă de locul 8. Lupeniu l-a jucat dozat și iată în acest moment Daniel Tiert fluieră Jiul Petroșan, Hercules Lupeni, 0-3. Mulțumim pentru atenție și la revedere pe o viitoare transmisie.